În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Ca să fim în atmosfera momentului, se spune bună dimineața de anul nou și un an mai bun și ani cu sănătate. Și trebuie să știm că astăzi sărbătorim nu neapărat sfârșitul anului 31 decembrie, pentru că anul bisericesc începe la 1 septembrie, sfârșim de socotit anul calendaristic. Aici, la perioada calendaristică, controversele le știți și dumneavoastră. Prima dată a fost calendarul Nilului, care avea 10 luni după cele două revărsări, apoi ușor s-a ajuns la calendarul Iulian, cel făcut de romani, care circulă și astăzi sub denumirea de calendarul vechi, și apoi calendarul gregorian, care merge exact după mișcarea astronomică, deci mișcarea de evoluția soarelui, a lunii și a stelelor, așa cum le avem noi în constelațiile cerești. Bineînțeles că toată această știință a dus și la o bună dezbinare interioară a bisericii, pentru că ați văzut creștinii de aceeași credință, cu același Hristos, cu aceeași biserică, cu aceleași sfinte taine, au ajuns să se împartă între ei și cum era și firesc ca diavolul care dezbină și se ocupă foarte mult de treburile acestea, să creeze două învieri, două nașteri, două adormiri, două... Deci să spună că nu, eu sărbătoresc corect, tu nu sărbătorești corect, deci făcând din ceasul timpului nu altceva decât o dogmă care nu are nicio treabă, așa cum acasă în momentul când îți schimbi ceasul rămas în urmă sau îl dai la ora de vară sau de iarnă, ziua e tot aceea, soarele tot de acolo răsare și tot acolo sfințește. Dar pentru că vorbim de final de an, noi ne referim la curgerea timpului. Termenul de a vorbi de un an vechi și de unul nou este tot un termen ușor pământesc, pentru că de fapt și de drept timpul este același. Deci aseară tot noi eram, tot cu problemele particulare și necesare cu care ne luptăm în fiecare zi, grija zilei de mâine, locul de muncă, îndatoririle față de copii, îndatoririle față de familie, grija față de pământ și de gospodărie, grija față de preocupările particulare, dar dăm slavă lui Dumnezeu că le putem face sub binecuvântare și lucrare și cuvânt dumnezeesc. Așa cum le-am spus și celor de astă noapte, care au fost la liturghia de noapte, pentru că a mai fost o liturghie seară de la ora 1 până la 3, pentru cei care au făcut revelionul la biserică, cum spun unii moșneci, dar ce nevastă și noaptea de an nou te cheamă popa la biserică? Vii, că revelionul ce înseamnă? O mică distracție în care ai mâncat, ai băut și te-ai culcat, dar Sfânta Liturghie este un act divin în care ceremoniezi pe Dumnezeu că vine în ograda ta, în satul tău, în orașul tău, în țara ta. Tăierea împrejur a fost un act prin care Hristos a îndeplinit câteva condiții. Așa sărbătorim noi azi la 1 ianuarie. A 8-a zi de la nașterea lui Hristos sau tăierea împrejur după trup, când merge și femeia ortodoxă a 8-a zi să-i citească preotul de lehuzie și să dea numele pruncului. Știți că în momentul când se naște un copil primești un tichet, te duci la starea civilă și faci un act de naștere. Și spune că îl va chema Ioan, Vasile, Marin, Nectarie, Ilarion, cum îi pune numele mama și tata. Ei, Hristos, ca să nu fie acuzat că a călcat legea, pentru că El spune, n-am stricat-o, am venit să o împlinesc, și El cu Iosif și cu Maria merg la templu și pruncul este tăiat împrejur cu cuțitul de piatră la altarul legii celei vechi, iar primele picături de sânge consfințesc, dacă vreți, sau fac o punte între mucenicii Vechiului Testament. Avem două elemente exacte. Fecioara Maria, când se duce în templu la 3 ani, merge cu copile tinere și curate, cu copilițe, cu făclii aprinse. Deci este însoțită de fecioare. Iată Hristos când vine în lume spre ceremonia de naștere și de întrupare și de primirea trupului omenesc,
este marcat de acești prunci curați și nevinovați despre care Hristos a tot cam vorbit de vreo 2-3 ori în textul Evangheliei și a spus așa: dacă nu vor vorbi, că spune așa, din gura pruncilor și a celor ce sugă îi săvârși laude, dacă nu vor vorbi ei, vor vorbi pietrele. Adică în sensul că acești prunci și acest masacru a fost atât de sângeros încât a marcat evenimentul acesta a nașterii lui Hristos și n-a mai putut fi șters. Dar a fost marcat cu ce? Cu mucenicie. Mucenicia este un botez foarte înalt care nu este la îndemână și la măsura oricui. Ați văzut și în pildele Patericului Egiptean, avem cazuri când unul din trăitorii pustiei a spus bătrânului său: mă duc să mă fac mucenic, și i-a spus: e prea devreme. Și s-a dus totuși în cetate, n-a avut putere, s-a lepădat de credință pentru că darul lui Dumnezeu s-a luat de la el, și când s-a întors din nou în pustiu, bătrânul i-a spus: nu te apropia de chilia noastră, pentru că Duhul Sfânt nu mai este la tine. Și atunci, după îndelungi rugăciuni, întâi l-a văzut pe Duhul Sfânt zburând ca un porumbel deasupra capului, după aceea l-a văzut pe Duhul Sfânt stând pe umărul lui, și apoi când i-a spus vină în biserică și i-a citit rugăciunea de dezlegare și l-a împărtășit, porumbelul a intrat din nou în gura lui, ala fiind Duhul Sfânt. Ei, aceste acte martirice, ca să le spunem așa, sunt numai binecuvântări de la Dumnezeu, pentru că dacă ați citit vreodată vreo carte de Vețile Sfinților, ați văzut că nu e așa ușor să te tragă de viu pe roată, să te lege în lanțuri, să te dea în foc, să te dea la animale, să staie capul. Deci era oarecare curaj. Dar ce trebuie să învățăm noi din asta? Hristos sfințește cu sângele Lui acest sânge al pruncilor nevinovați, 14.000 uciși de Irod, și ei sunt primii mucenici ai bisericii până la întâiul și mucenic și arhidiacon Ștefan, cel care vede cerul deschis și pe fiul omului stând de-a dreapta Tatălui. Apoi, curgând sânge din trup, se vede că s-a născut om adevărat și nu nălucă, deci poartă trup omenesc al nostru. Și trei, sfințește altarul legii vechi, începând să dea un alt nou sens bisericii, cum spune în rugăciunea de la Aghiazmă, nu sfințirea omului cu sânge de țap și de berbec, ci cu scump sângele lui odată pentru totdeauna. Deci tăindu-se Hristos împrejur, noi nu mai avem nevoie de tăierea împrejur. Iudaizanții, în vremea convertirii la creștinism, Petru alunecă într-o asemenea situație și îi spune lui Pavel, Pavel fiind într-o altă parte în călătorie misionară, Petru fiind în altă parte, că dacă vrei să fii creștin, întâi trebuie tăiat împrejur. Și Pavel s-a răzvrătit asupra lui, deși era evreu convins, iudeu convins, și a spus: pentru ce să suferi această povară dacă Hristos s-a tăiat împrejur? El a pecetluit tăierea împrejur odată pentru totdeauna. De astăzi înainte ne tăiem împrejur doar atât. Mintea, ca să înțelegem legea, urechile, ca să auzim legea, și cerbicia, îndărătnicia, adică să devenim din răi buni, din oameni răi, oameni buni, pentru ca să arătăm că am primit legea și ne conformăm ei. Și în felul acesta, botezul acesta al tăierii împrejur rămâne ca o pecete peste toate veacurile, că toți cei care intră pe ușa tainelor în creștinism, botezul care e cel mai important, sunt tăiați împrejur la simțuri, după tăierea împrejur a lui Hristos, care face legătura direct de la Avram până la Hristos, și de acum avem de la Hristos până la Tatăl, că așa spune Scriptura: eu mă sui la Tatăl ca să nu rămâneți voi orfani și să vă trimit mânghietorul. Cine e mânghietorul? Duhul Sfânt. Și ce spune? Care de la Tatăl purcede. Și în momentul când la cinzecime s-a întemeiat biserica, de aici înainte toți avem botezul. Aici la botez aș mai specifica că, dacă vă aduceți aminte, la Vitavara boteza și Ioan. Și când a venit Hristos și l-a arătat lumii, o să vedeți, la bobotează, iată melul lui Dumnezeu ce ridică păcatul lumii, automat, după legarea lui Ioan în temniță și tăierea capului de către Irod, când dansează cele două muieri ușurate, ce Salomea și Irodiada, că doreau capul lui Ioan, că era un concubinaj între doi fii de-a lui Irod. Filip avea femeie ușuratică și i-a luat-o fratesul, i-a luat-o Irod, ăsta la altul fiu. Și îi spune: nu să cade să ții pe femeia fratelui tău. Și atunci îl bagă în temniță și în urma acelui joc dans
frumos, cere capul lui Ioan Botezătorul. Dar când se întâlneau cei botezați de Ioan Botezătorul și cu cei care erau botezați de Hristos, nu spunea, băi, stai că botezul ăsta nu-i bun, trebuie să-l facem încă o dată. Întreba, primitați Duhul Sfânt? N-am primit Duhul Sfânt. Credeți că puteți primi Duhul Sfânt? Credem. Și Duhul Sfânt venea peste oamenii respectivi. Sectarii, ca să fie și ei cineva în fața Bisericii Ortodoxe, când cred ei că se botează și ei, acum și ei întreabă, că primitați Duhul Sfânt? Da, l-am primit pe Duhul Sfânt. Numai că lor trebuie să le aprind un bec deasupra capului, că nu mai vine porumbel ca să se lasă peste dânsii Duhul Sfânt. Dar ei trăiesc în ideea că sunt plini de Duh Sfânt. Am făcut această remarcă pentru că ați văzut, apar disputele acestea care la ora actuală au bulversat multă lume. Vine cineva de la catolici la ortodoxi. Unii susțin că trebuie afundat. Unii susțin că trebuie rebotezat de la capăt. Nu. Afundarea în numele Sfintei Treimi și o gospodină din sat, dacă moare un copil undeva nou născut sau la maternitate și l-a stropit cu apă în numele Sfintei Treimi, este socotit botez absolut. Deci nu mai ai voie să mai faci din nou botez. Continui mirungerea și rugăciunile de lepădare, cele de cuvință. Deci mama își poate boteza propriul copil în caz de primejde. Deci nici de cum preotul mai intervine a doua oară cu afundarea. Și același lucru vi-l spuneam legat de problemă și cu aceasta închei. De exemplu, când mergem noi și vine unul de pe vechi la noi, a noștri spun, băi, ce facem, îl botezăm? Nu-l botez, îi faci doar mirungere. Pentru că el este botezat în numele Sfintei Treimi. E același Hristos și aceeași credință. Ei săraci nu fac așa. Când prind câte un ortodox de-a nostru, spune, a, nu, harul vostru nu-i bun. Hapă-l îmbracă în alb și nu-i spune că-l bagă să-l boteze. Îl stropesc cu apă chipurile să-i înnoiască botezul. Deci astea sunt niște blasfemii la adresa lui Hristos, care nu fac altceva decât să slăbească credința și să dezbine biserica, așa spune Scriptura. Un domn, acela e Dumnezeu, o credință și un botez. Credința în Hristos și un singur botez în numele Sfintei Treimi. Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Ce ar trebui însă să știți întotdeauna, de preferat este atunci când vă botezați pruncii, să găsiți biserica sau preotul care să-i spuneți deschis, Părinte, afundăm copilul, cum să afundă, că nu pățește nimic. Ați văzut că s-au încercat tot felul de metode. Că să nu se înnece, că să nu ia apă în nas. Nu are nicio treabă. Îi pui palma pe năsuc și pe gură și îl bagi în apă. Nu pățește nimic. Sunt niște legi ale fizicii și sunt niște legi care țin de firea omului. Deci marinarul, dacă sare de pe bordă în apă, el cu toate că știe să se apere și să-și ține respirația, copilul mic și-o ține în contact cu apa ca autoapărare, nu ca pricepere, ca inteligență. Deci este un logos al lucrurilor care nu face niciodată ca un copil să sufere din cauza Sfântului Botez. Singurul lucru îngăduit pentru copilașii mai slăbuți sau mai mititei, admitem apa caldă, cum se spune, ca să nu-l răcești pe cel mititel. Asta nu-i considerat o blasfemie, că în clisterniță mama vine și vorbește cu preotul sau cine respectivul care vine cu copilul, spune, Părinte, puneți puțină apă caldă ca să nu-l răcești. Asta e ceva normal și firesc, deși nici aici nu trebuie să te temi, pentru că lucrează Dumnezeu și în situația asta, dar ca o prevenție și liniște a părinților, deci nu e o absurditate. Câte botezuri avem noi pe pământ? Ca să știți și lucrul acesta. Avem trecerea prin Marea Roșie, este primul botez în care poporul iudeu s-a spălat de păcat. Apoi avem potopul lui Noe, când au murit cei păcătoși și au rămas singuri oamenii drepți pe fața pământului. Avem apoi tăierea împrejura lui Avram, avem după aceea botezul cu apa lui Ioan, avem apoi nașterea din apă și din Duh, ceea ce numim noi azi botezul creștinesc, care este și al religiei noastre. Avem acum trei botezuri de origine spirituală. 1. De câte ori v-ați spovedit și v-a părut rău de păcate și a curs o lacrimă, este botez. Când te rogi acasă la rugăciune, se numește un botez al lacrimilor. Altfel n-ar exista pocăința. Ce rost ar mai avea să mă duc eu la preot să-i înșir păcatele dacă ele nu se dezleagă? Dar când preotul spune te iert și te dezleg, orice păcat ai fi săvârșit, nu contează dimensiunea, mărimea, când ai primit dezlegarea, păcatul nu mai este asupra ta.
spune psalmistul David, depărtata de la noi fără de legile noastre, ca răsăritul de apus și mează zi de mează noapte. După botezul cu lacrimi sau al pocăinței noastre personale, avem botezul mucenicesc, de care v-am vorbit și avem trei veacuri de creștinism, cu sânge, cu moaște, cu sfinți, cu carne, cu lei, cu arene și cu toate nenorocirile. Dacă ați citit Viețile Sfinților vreodată, și chiar vă recomand măcar un volum din cele 12 de peste an să le aveți în casă. Mi-a plăcut de o doamnă cu multă carte. Ea săraca de bună intenție. I-am dat eu cadou o carte de Viețile Sfinților și cred că i-am dat luna februarie, că a clos ca mulți mucenici. Și după ce o citește, mă întreabă, părinte, asta e o carte de povești sau e o carte bisericească? Zic, este o carte de povești bisericești. Păi cum? Și e absurd să crezi că cineva te taie, te chinuie și îți crește carnea la loc. Da, mamă, așa este în Viețile Sfinților. Așa au pătimit sfinții. Numai pe Clement, pe Sfântul Clement Romanul, dacă îi citim viața sau cum îl numim noi Clement cel fără de moarte, să-i căutați viața cât e de frumoasă, a pătimit sub trei împărați și cinci demoni. Au scos chinuitorii carnea de pe el, i-au rupt-o cu fâșii, cu tot cu piele și cu mușchi și când îl băgau în temniță, carnea creștea la loc, pentru că Hristos făcea minunile acestea și Dumnezeu ca să întoarcă lumea la adevăr și carnea creștea la loc și atunci l-au numit Clement cel fără de moarte. Și ea citind lucrul ăsta, efectiv a fost șocată. Și că n-aș putea să cred că există așa ceva. Multe lucruri sunt care noi nu le credem, dar ele există și nu le credem pentru că nu le-am văzut și nu le putem percepe în puterea credinței. De exemplu, ai întâlnit un om bolnav și ce, părinte, m-am vindecat. Da, Duhul Sfânt lucrează. Nu știi de ce s-a vindecat. Conform doctorului trebuie să fii mort. Conform credinței și rugăciunii, tu ești viu. Și doctorul spunea, lasă-mă, domnule, scutește-mă. Ce mă iei cu prostiștia asta? Cu ce te-ai tratat? Cu Duhul Sfânt m-am tratat. Cu împărtășania, cu maslu, cu rugăciunea. Și ultimul botez peste cel al sângelui al muceniciei este botezul focului. Când omul poate să ajungă pară de foc prin rugăciune, să treacă de lumea obișnuită și să vadă înainte, este ținta pe care de fapt o vor ortodoxii noștri astăzi. Toată lumea caută înainte văzători. Ați văzut că acum e și o modă. Toată lumea scrie cărți despre Arsenie Boca. El a fost un mare om, un mare spiritual, un mare trăitor, un mare mistic, ca să spunem așa, dar lumea neștiind ce să mai scrie, confecționează că a fost răpit în cer, că nu știu ce a făcut, dar ei n-au de unde să știe, așa, din auzite, închipuite, povestite, dar asta trebuie să o trăiești și o simți. Și când ai ajuns acolo, omul din fața ta, de exemplu, ca să vă dau o pildă simplă din care să înțelegeți înainte vederea și nu ceea ce numim noi azi în mintea noastră înainte vedere. Veneau la Arsenie Boca oamenii, era vremea celui de-al doilea război mondial. Și cu unii dădea noroc și cu unii nu. Și unul s-a întors odată și l-a întrebat, părinte, dar te-am supărat cu ceva? Dar de ce spui așa? Păi cu fratele ai dat noroc și cu mine n-ai vrut să dai. Păi cu tine mă mai văd, tu te întorci de pe front, el nu se mai întoarce. Vedeți? Aceea e înainte vederea. Tu să știi ce se va întâmpla în viața omului acelui în viitor. Nu cum mergeți voi astăzi pe aici, pe acolo și vă spune, da, cate sub pragul case, că ai un ou de nu știu ce, du-te sub perna cu taric, nu știu ce ți-a pus. Ales prostii. Deci înainte vederea este să vezi un lucru în viitor care ți se întâmplă în mod real, dar tu să nu știi de el. Și el să împlinească nu azi sau mâine, peste 2 ani, peste 3 ani, peste 4 ani, dar vezi că se împlinește exact în tocmai cum ți s-a spus. Asta înseamnă botezul de foc sau starea mistică. Pentru că el este completat la final de apocalipsă. Apocalipsa este acel val, dacă țineți minte, anul ăsta care l-am încheiat, a fost puține mișcări, toată lumea vrea, unii și-au tras pături în geam și-au umplut beciurile cu mâncare, s-au blindat să aștepte apocalipsa. Apocalipsa înseamnă sfârșit, înseamnă chemare la Dumnezeu, întâlnire cu Dumnezeu, venirea lui Dumnezeu între oameni, așa cum a venit la naștere, n-aș vrea să vă plictisesc, dar vreau să vi le clarific din fugă. Și în momentul când apare Dumnezeu, spune așa Scriptura, munții curg ca ceara, pădurile ard ca fânul și toată materia se va noi. Adică se face, cum spun, acum vă explic apocalipsa științific, o bombă mare puternică explodează, stopește pământul și rămâne nimic.
Dar nu e așa. E cu totul altceva. Când deschidem Scriptura, Apocalipsa nu e catastrofă nucleară, ci este chemare divină. Într-o clipeală de ochi, la glasul Arhanghelului și la trâmbița judecății, toți vom fi la judecate. Spune că aceasta este atât de scurt, ați văzut cum e clipea ala de ochi. Eu am clipit deja odată. Deja trebuia să fie Apocalipsa și Hristos în fața noastră. Atât este actul de sensibil. Nici nu ai cum să-ți dai seama. Numai că ne vedem în fața lui Hristos. Dar aia când o va rândui El, când o știe El, ați văzut, Scriptura ne spune clar, stați liniștiți, privegheați și vă rugați să nu cădeți în ispită, diavolul caută pe cine să înghită, dar... Spune acolo, fiți treji, fiți tari, aveți mijloacele încinse, adică rugăciunea și atenția, ca să puteți face față sau să puteți fi treji în ziua cea rea. De ce îi spune ziua cea rea? Că atunci să slobod și dracii pe pământ, să-și ia și ei adepții. De exemplu, draci o să caute curvari, bețivani, drogați, nenorociți, necredincioși și îi duc și ei la iad, că au și ei judecata lor. Cei drepți? Vine și îi culege îngerul, spune, care vor avea semnul Fiului Omului pe frunte și avem la psalm însemnatul sa peste noi, lumina feței tale, ăia ia Hristos și îi duce în partea dreaptă pentru răsplata viitoare. Ai fost povedit, ai fost gospodar, te-ai împărtășit, te-ai rugat, te-ai închinat, vino liniștit la mântuirea ta. Deci adunui un bau-bau, să nu vă mai faceți. Asta aș vrea să vă rămână în minte și deci am profitat de lucrul ăsta, că sunt câțiva oameni. Să vă rămână în minte că iadul nu este un bau-bau. Nu avem treabă. Și eu nu știu că există pușcărie, dar dacă eu sunt corect și treaba am cu pușcărie, nu stă acolo care merită sau și-a făcut el de cap, e treaba lui, el privește. Dar eu pot să trec pe lângă pușcărie și să n-am nicio săială. Pentru ce să-mi fac eu frică că există pușcărie? Așa trebuie privit și iadul. El există, dar are rostul lui. Acum stă plin de draci, iar la judecată va sta plin de suflete păcătoase. Asta e treaba fiecăruia, dacă își vrea sufletul curat sau murdar. Aici nu mai intervine Dumnezeu, ci noi singuri. Și atunci n-avem a ne teme nici de această fenomenologie, ca să spunem, apocalipsă. Noi îl așteptăm pe Dumnezeu să vină, el vine, adineaurea coborât, n-are un sfert de oră, de când cei de la altar au spus, vino, Doamne, trimite Duhul Tău cel Sfânt și fă, adică pâinea aceasta, trupul Hristosului Tău, cinstitul sânge al Hristosului Tău, prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt, amin, amin, amin. Deci El deja e între noi. Câțiva copilași l-au și înghițit de dimineață pe Hristos și l-au adus aici în biserică. Deci asta e Apocalipsa. Asta este spirituală. Și un alt sfânt mare pe care îl sărbătorește astăzi biserica, Sfântul Erar Vasile cel Mare, aici felicitările și laudele de bună cuvință și cum spunem noi, la mulți ani și sănătate celor ce îi poartă numele, că-i femeie, că-i bărbat, în sensul că este un mare și semnificativ sfânt al bisericii. A avut patru lucruri. Verticalitate, deci nu s-a lăsat cuprins de erezii, și vă spun doar așa succint câteva idei. Când au venit arienii, care erau o erezie la vremea respectivă foarte periculoasă, se legau de dumnezeirea Fiului, deci chiar de Fiul, că ar fi o creatură superioară Tatălui și că n-ar fi Dumnezeu, ca să înțelegeți ce înseamnă arianism, nu spuneau că e asemenea Tatălui, ci nu de o ființă cu Tatăl. Aici sunt niște termeni dogmatici, dar n-are sens să vă obosiți cu ei. Și spun așa arienii, în cui e o biserică creștină, cum ar fi paraclisul ăsta? Credea că gata, Sfântul s-a agită. Nu, Sfântul a venit și a spus așa, bă, fraților, ați luat biserica, nu mă deranjează. Hai să facem un lucru în care să lucreze Dumnezeu. Și ce a spus Sfântul? Rugați-vă voi. Și dacă îți deschid porțile bisericii încuiate, o luați voi. Dacă ne rugăm noi și nu se deschide, rămâne tot a voastră, dar dacă ne rugăm și se deschide, ne dați biserica înapoi. Și-a luat erarhul Vasile cel Mare crucea, s-a dus la ușă astea de afară și a spus: deschideți-vă porți veșnice să intre împăratul slavei. Un vânt puternic a venit, au sărit lacătele, îngerul le-a rupt. Parcă nici nu erau acolo, s-au deschis ușile în lături și cântând Sfinte Dumnezeule au intrat în biserică. Bineînțeles că arienii s-au speriat și au fugit cât colea, că ei când s-au rugat nu s-a întâmplat nimic. Și au spus, ăsta e omul lui Dumnezeu. Și gata. Așa a câștigat războiul cu ereticii. N-a stat să se dispute, că tu ai dreptate, că eu n-am dreptate. Nu, domnule, ia voastră, luați-o. Deci aici e vorba de credință.
Un alt act de verticalitate, vine împăratul Valens, care era un mare războinic la vremea aia, și îi spune lui Sfântul Vasile cel Mare cam așa: să-mi dai toți banii care are biserica, că trebuie să dezvoltăm poporul. Ați văzut că și astăzi mai fac gălăgie unii că de ce biserica are bani. O fi având. Nimeni nu contestă că nu are. Dar tot ce este în biserică, deci când crapi ca preot și nu mai existi, lucrurile alea rămân ale bisericii. Și pictura, și gardul, și casa praznicală nu le duci în groapă. Și chiar dacă și ia la mașină, o trântește într-un pom sau se ruginește. Și tot nu există, că nu-i veșnică. Și îi spune, când mă întorc de la oaste, tai toți creștinii. Sfântul Vasile a tăcut din gură și i-a spus: noi nu putem să-ți dăm decât ceea ce avem. Și i-a dat pâine de orz, că asta mânca creștinii la vremea respectivă. Și a spus: să-ți bați joc de mine. Și îi spune la un ostaș: dă-i ierarhului un braț de fân. Adică l-a umilit, că adică e un animal. Ierarhul a spus doar atât: de vreme ce împărate la masa ta asta mănânci, sigur că asta mi-ai dat și mie. Adică dacă tu ești animal, înseamnă că mi-ai dat și mie ca la un animal. Eu ți-am dat pâine ca la un om. Dar el i-a dat pâinea în simbolul că pâinea-i trupul lui Hristos. Și bineînțeles că a plecat supărat dumnealui, dar Sfântul și-a văzut de treabă și cu banii pe care i-a avut la biserică, ce credeți că a făcut? Cea mai mare mișcare care ne rămâne nouă în creștinism până astăzi, Vasiliadele, adică azil de bătrâni, azil de săraci, azil de orfani, loc unde să înveți credința ortodoxă, unde să trăiești, să mănânci, să nu stai aruncat în stradă. Avem și astăzi suficiente azile făcute de biserici și de episcopii, nu cu ele trebuie să ne lăudăm, asta e uman, să dai o pâine celui de lângă tine, dar a deschis calea spre filantropie, cum îi spunem noi azi modern, adică spre fapta bună și spre ajutorare, pentru că rolul bisericii, deci rolul bisericii asta este, să întindă mâna celui sărac și să nu-l lase în ploaie. Dar acum vine și spune: biserica nu se ocupă de boschetarul care doarme în șanț sau de ăla care nu știe Tatăl nostru. Biserica se ocupă de o femeie din parohie cu mulți copii, de un bolnav în cărucior, de un paralizat, adică fiecare preot are obligație prin regula protopopiatului unde se subordonează să-și cunoască săracii din eparhie și printr-un program din ăsta de caritate sunt obligați să le ducă alimente, medicamente și ce au de făcut. Poate ați auzit prin oraș de gesturi de genul ăsta. Ascorul, tineretul, tot se ocupă cu treburile de astea, să strângă acele fonduri care se iau de la protopopiat și să dau la, și să dau la acești săraci. Un alt lucru care îl face Sfântul Vasile, pune reguli în biserică, mici și mari. Ce trebuie să facă creștinul în biserică și ce trebuie să facă preotul sau călugărul sau călugărița în biserică sau creștinul ortodox. Este o carte de foarte mare căpătâi, folosită până astăzi, are reguli canonice, are reguli dogmatice, are reguli administrative care nu pot fi călcate. Cine calcă rânduielile Sfântului Vasile se poate declara singur în afara bisericii. Un alt lucru de care s-a ocupat Sfântul Vasile au fost scrierile despre Dumnezeu și cea mai puternică și mai frumoasă carte a Sfântului Vasile se cheamă Hexaimeronul sau Facerea Lumii în 6 zile, ca 7-a zi Dumnezeu s-a odihnit. Aceste omilii, aceste învățături au în ele tot ce trebuie. Filozofia lumii, cultura lumii, astronomia lumii, gândirea lumii, înțelepciunea lumii, dar toate insuflate de Dumnezeu și de Duhul Sfânt. Noi, românii de astăzi, spunem: dar ce-mi trebuie obiectul cu tare? Dar ce-mi trebuie cartea cu tare? Nu. Sfântul Vasile, mi se pare că, dacă nu mă înșel, a studiat pe la Atena și a fost atât de înțelept, atât de înțelept, încât la vremea sa, a fost socotit unul din cei mai mari oameni învățați ai bisericii, că după el s-a ridicat și Grigore Teologul, după el s-a ridicat și Ioan Gură de Aur, deci nu a fost unic. Dar o să vedeți pe parcursul lunii ianuarie că îi întâlnim pe toți trei, iar la urmă, la sfârșitul lunii, găsim o sărbătoare a tuturor, așa cum i-a văzut Ioana Evvaitelor, toți trei egali în fața Sfintei Treimi, ca învățătură, ca putere și ca trăire. Din viața Sfântului Vasile nu stau să vă povestesc decât că e o familie întreagă de sfinți. Bunică sa Macrina
Sfântă, soră Samacrina Sfântă, mama Emilia Sfântă, tatăsul Sfânt, el Sfânt și încă vreo doi frați, nu știu dacă am în amintire, să nu spun probabil în exces de zel vreo greșeală, un Navgratie mare făcător de minuni, dacă aș avea în amintire, și mi se pare că ar mai fi Grigore de Nisa, frate, cu el, sau Petru al Sevastiei, dacă așa scrie în sinaxar, nu am exact memoria să nu fi luat de la alt sfânt. Dar au fost o pleiadă întreagă de sfinți, toți din aceeași casă. Deci, ca drept dovadă că o familie sănătoasă a dat oameni vrednici bisericii și avem moaștele lor păstrate. Sunt în Sfântul Munte, prin Ierusalim, prin Capadocia și prin multe biserici. Și în oraș, cei care vreți să vă cinstiți numele, la Biserica Sfinții Trei Erarhi, deci există, s-a adus înapoi de la Muzeul de Istorie a României, că s-a confiscat în timpul comunismului, o parte din moaștele Sfântului Vasile, și anume mandibula de la dinții de jos, deci falca mobilă, este acolo expusă undeva unde înainte stăteau moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, care a fost la Trei Erarhi. Poate ați avut ocazia să vă închinați și să le vedeți. De ce v-am amintit lucrurile astea despre Sfântul Vasile? Ca să înțelegeți că acești sfinți nu apar la întâmplare. Și în epoca noastră modernă ați văzut că e cumva o mică alergătură după confecționa sfinți. Sfinții nu se fac din stilou sau la birou, nu? Sfinții nu-i întocmești nici din acte canonice, nu-i întocmești nici din impresii, nici din pietăți. Aici poporul trebuie avertizat și trebuie într-adevăr punctat foarte bine lucrul acesta, să avem grijă să așteptăm sfinții să ne descopere nouă că ei vor cinstiți sau vor venerați sau vor descoperiți sau vor arătați prin ce? Prin semne și prin minuni. Dacă eu mă duc și pun mâna pe moaștele unui sfânt și nu știu că e sfânt și mă vindec sau mă fac sănătos sau trăiesc o minune sau se întâmplă o minune, atunci știu că sfântul e sfânt. Nu trebuie să povestesc eu din gura poporului, că ați văzut cum poporul mai și exagerează, adică pietatea e bună până la un punct. Vai, dar eu chiar cunosc o babă de-a mea, am văzut-o pe la televizor, era undeva la moaștere unui sfânt și a zis, vai, dar eu aveam durere de inimă și mi-a trecut. Mă, toci, mă, lasă minciunile, mi-a avut tu durere de inimă și ți-a trecut. Dar tu și crezi că e sfântul, e doctor, cardiolog, n-are altă treabă? Deci, minunile nu se fac de astea că te durea nara stângă sau spicase părul din urechea dreaptă. Minunile sunt semne vădite care demonstrează că sfântul e sfânt. Să vă dau o pildă simplă. Și o știm cu toții asta. Cuvioasa Parascheva a stat îngropată pe malul mării la Epivata 200 de ani. Nici n-a știut nimeni că e îngropată acolo. Fiind săracă, la 25 de ani a murit de o boală, de o infecție din astea de măsele, ca să știți că ăsta e scopul, ăsta e cauza morții Sfintei Cuvioase. Și a stat acolo până ce un mare naufragiu a răsturnat și a scos numai oameni morți la mal și vaporul, epava, că nu era cam motoare de astea puternice. Mergeai, trăgeai pânzele, bătea vântul, îmbla vaporul. Se termina vântul, așteptai să mai bată vântul, pluteai în derivă. Și când au îngropat un ticălos din ăsta ceva în preajma mormântului ei și s-a apropiat cumva trupurile, cuvioasa s-a arătat unui credincios și a spus, ia stârvul ăsta de pe mine că nu-mi face bine. Ăla nici nu și-a dat seama ce e, n-a dat importanță. În altă noapte din nou. Și a zis, domnule, hai să căutăm în locul ăla, să vedem despre ce e vorba. Și săpând au găsit o seminte de acelui trup putrezit a acelui ticălos și mai săpând puțin au dat de moaștele întregi ale cuvioasei Parascheva, a cărei moaște astăzi sunt în racla de la Iași. Și ce fac dovada că au sfințenie în ele când au fost aduse la Trei Erarhi? Și-a luat foc biserica. Deci, ați văzut cum este racla. Deasupra are argint și aur și ca să arate frumos. Iar înăuntru-i scândură, doar n-aveai să o pui pe sfânt, antinichele. Și acolo înăuntru sunt moaștere puse într-un veșmânt. Ei, aurul ăsta era topit tot. Ăștia s-au speriat, au zis, e clar, e gata, am pierdut sfintele moaște. Scândura era toată carbonizată, cum bate cărbunele când arde focul. Iar când au scos capacul la raclă, înăuntru ce era? Nici urmă de fum, nici urmă de arsură, nici urmă de jăratic, sfânt a stat cu minte. Deci, a dat sfințenie.
Și bietul Stalin, Dumnezeu să-l ierte dacă l-o mai putea ierta, tot așa s-a dus la Kiev și i s-a părut că e înșelătorie. Și a băgat toate moaștele, toate raclele cu moaște din Lavra Pecerska a Kievului în cuptoarele Kremlinului să arde. S-a topit aurul și moaștele au rămas întregi. Dar el, săracul, a nebunit, a făcut puroi la crap și a crăpat și așa a scăpat istoria de un handicapat. Deci, de ce vă spun lucrurile astea? Ca să vedeți care e puterea sfinților. Nu trebuie să vii tu să-i pui mir, să-i pui aer condiționat, să vii tu să-i pui pânză, să-i pui răcoare, să-i faci climatul. El nu e obiect de patrimoniu ăla, nu e muzeu. Să vii tu să ai grijă tu de o seminte. Are grijă Dumnezeu de ele. Deci, astea sunt moaștele adevărate. Și un alt sfânt la fel de ca să spun, nu sensibil, la fel de simplu, ca să vedem ce înseamnă, este Sfântul Dumitru Basarabov al Bucureștilor, ocrotitorul țării românești, care el, săracul, când a murit, om simplu, călugăr simplu, smerit, ce, un om modest, nici nu știu ce carte avea măcar săracul, nu era ceva cu 7 rânduri de studii sau nu știu ce, s-a băgat între două petroaie și a săpat așa ca o scorburică, ca un fel de oval între două lespezi, știind că îi vine sfârșitul. S-a băgat acolo undeva, cum o fi venit de-a lungul vremii pământul peste ele, au rămas acolo în malul ăla pietrele alea și au stat vreo 250 de ani. Odată venind o apă mare, deci venind un puhoi, a rupt zona respectivă de mal, de părău, de unde era respectivele pietre unde s-a strecurat sfântul când și-a simțit sfârșitul, le-a desfăcut și moaștele stăteau în apă cum stă un pește. N-ați văzut un pește în acvariu? A venit cineva și a văzut și a zis, măi, ce să fie asta? Și au adus o copiliță cu epilepsie. Și când s-a atins copilița aia cu epilepsie, s-a făcut sănătoasă, dar ce s-a întâmplat? A și primit ce? Numele Sfântului și cum îl cheamă. Sfinte Dimitrie, miluiește-mă pe mine și mă mântuiește, mă tămăduiește. Și s-a tămăduit copilașul, au luat moaștele, le-au pus în rac, l-au mai stat pe unde a stat și apoi au ajuns în Arhiepiscopia Bucureștilor, unde sunt și astăzi. Astea sunt moaștele, deci nu ne apucăm noi de acum de făcut săpături arheologice, ca să nu credeți, Doamne ferește, că într-un sat, să spunem, unei o biserică de 200 de ani, de 300 de ani, de 500 de ani, acolo n-ar exista moaște. Noi nu știm care sunt. Deci n-avem, cum să spun, n-avem vederea aceea mistică, n-avem chemarea să distingem. Ați văzut cum spun acum? Dar am văzut eu oasele, era galbene. Tată, poți fi și portocalii, poți fi și albe ca varul. Deci pe mine mă interesează să împlinească ce? Cuvintele Sfintei Scripturi. Ce spune psalmistul David? Bucurase vor oasele cele smerite. Noi când spunem Psalmul 50, spunem invers. Bucurase vor oasele mele cele smerite. A tale or fi smerite, dacă n-ai să mă mănânci carne de porc, adică îi străiești cu atunci sunt oase odihnite. Mai stai la televizor, mai dori, mai trândăvești, mai te duci la distracție. Deci nu smerite. Oasele cele smerite sunt tocmai oasele cele abandonate. Vă dau o pildă foarte interesantă, dacă nu vă grăbiți, că e anul nou și sărbătoare. Vă dau o pildă interesantă. Un preot renumit prin zona Botoșanilor, tot așa într-o noapte, cum stătea acasă, aude noaptea la geam: du-te în pădure și împărtășește pusnicul. A crezut că e de la diavol și a făcut ruce și s-a culcat. A doua oară: du-te în pădure și împărtășește pusnicul. A treia oară. Și l-a luat frica, pentru că la următoarea chemare i-a spus poruncitor: tu ai înțeles că moare pusnicul neîmpărtășit? Și dar nu știu unde să mă duc. Ia-te după luminița din fața ochilor. Cine era? Îngerul păzitor. Ăla mergea după luminița aia, a coborât văi, tufișuri, gârle, până a ajuns la o mică peșterioară, așa un fel de scobitură sub un copac bătrân. Și ce-a găsit acolo? Un om săvârșindu-se. Slab, numai scheletul și galben și lumina. I-a dat sfintele taine în gură. Și omul s-a gândit așa: eu n-am să mai nimeresc la locul ăsta, trebuie să-mi las un semn. Și a scos șiretul de la papuc,
și l-a legat de o crenguță, să țină minte locul respectiv, să vină el a doua zi să vadă ce e acolo. Și când a venit a doua zi, n-a mai găsit nici locul, nici șiretul, nici zona n-a mai reușit să o repereze. De ce? Pentru că Dumnezeu i-a astupat oasele, Dumnezeu i-a astupat trupul, Dumnezeu i-a astupat rămășițele pământești și a schimbat și configurația zonei ca omul să nu mai poată nimeri niciodată. Deci acelea sunt oase smerite. N-au nevoie să le laude oamenii. Le laudă cel prea înalt. Și în felul acesta, și până în ziua de astăzi, să știe că în pădurile Voronei sunt pusnici necunoscuți cu osemintele și moaștele lor, dar nimeni nu dă de ele, că nu vrea Dumnezeu. Deci nu pui tu cruce și săm și la 7 ani sapi, scoți și deja pui în raclă și faci moaște. Nu așa să fac. Sau iarăși în pădurea Sihlei, deci în pădurea Sihlei, un pusnic foarte îmbunătățit, vă recomand, e foarte frumoasă pentru noi românii și ar fi bine să o avem și în casă și să o citim cu deosebit respect, pentru că noi românii n-am fost un popor de golani, ci tot de sfinți și tot oameni evlavioși și creștini și mai ales zona aceasta a Moldovei a fost din totdeauna credincioasă. Spune Dimitrie Cantemir în descrierea Moldovei că numai Moldova avea 120 de mănăstiri din piatră și în lemn, iar din piatră și lemn, iar pădurile foșneau de mulțimea pusnicilor. Se spune cu un oarecare Cristofor Sihastru, mergând, la asta vă recomandam, Patericul Românesc, al lui Ioanichie Bălan, mergând prin pădure, când pune capul să doarmă, simte că cineva îl atinge. A crezut că e diavolul. Iarăși din nou să mișcă acolo, iarăși vede că îl atinge, iarăși să mișcă acolo, iară îl atinge. Și la un moment dat zice, Doamne, dacă ești demon, dispari, cum trebuie să faci când ai o stare de asta necunoscută, dacă ești om, arată-te, dacă ești înger, vorbește. Și a spus, nu. Sunt un sfânt a cărui oase trebuie, sunt un om mântuit a cărui oase trebuie îngropate. Păi și eu de unde să știu unde-s? Mergi 10 pași la dreapta, de unde ești tu jos cu capul. Și mergând, ce vede? Vede în iarbă oasele galbene rămase frumos cu craniu și se gândește el, de ce n-ar lua un oscior de ala să nu le îngroape pe toate? Și în clipa aceea a ieșit așa ca un foc din oase, s-a fript, el s-a ferit că s-a speriat și când și-a dat seama că a greșit și a cerut pocăință de la Dumnezeu și a zis, Doamne, iartă-mă că am îndrăznit să fac asta și s-a întors înapoi să le strângă, să le îngroape, nu mai era nici groapa, nici o semintele, nici nimic, nici urmă, frunze goale. Deci Dumnezeu a ascuns totul. Deci astea sunt semnele și minunile care ne dau autenticitatea unor asemenea sfinți, cum ar fi Sfântul Ioan Gură de Aur, care în Sfântul Munte are capul cu tot cu urechea, unde a vorbit Apostolul Pavel când scria tâlcuirea Scripturii, un Sfântul Vasile cel Mare, care avea mâna nu știu pe unde, nu vă pot spune că nu am nuanța exactă a amintirii fixată, un Sfântul Grigore, teologul, care îi putem vedea capul la mănăstirea Slatina în România, în partea Sucevei, deci unul din cei trei erari. Și de ce v-am povestit lucrurile astea? Ca să faceți o distinție între sfințenia autentică și sfințenia propovăduită câteodată anapoda din exces de pietate. Deci nu noi dăm nume sfinților. Nu noi dăm act de sfințenie sfinților. Pe sfinții alege doar Dumnezeu, pe sfinții știe doar Dumnezeu și am să vă spun o glumiță simplă, așa ca să vedeți cam cum să nasc sfinții, pentru că am trăit-o și eu pe pielea mea aici în bisericuța asta. Aveam o băbuță de prin partea Scânteii, de aici de undeva, și ea de câte ori venea, avea o 7, 8, 9 copii, și de câte ori venea tot îmi spunea așa, părinte, să te rogi, părinte, trebuie mai multă rugăciune. Da, bunică, nu e nicio problemă. Și a venit ani de zile la biserică, o împărtășeam tot timpul, dar ea când venea, aducea o mână de fasole, o mână de făină și un pic de brânză de vaci. Și ziceam, zic, bunică, mi-a adus cadouri, da? E binecuvântată, m-am rugat să mănânci, să te faci sănătos. Ei, am zis și eu în sinea mea, zic, băi, bunicuța exagerează, lasă-o în pace. Dar, în postul ăsta mare, vara asta,
vine într-o zi, mă trezesc cu ea și zic, dar ce faci, că n-ai fost de mult? Aia, părinte, sunt 86 de ani, zice, și am o presimțire. Zic, dar ce presimțire ai? Cred că mă cheamă Dumnezeu, gata, mi-ajunge cât am trăit. Trebuie să mă pun la punct cu toate. Păi zic, uite, împărtășește-te, spovedește-te. Exact de asta am venit. Uite, ți-am adus o mână de fasole, ai alea cât de brânză, ai alea cât de făină, fă câteva prescuri și să mă pomenești. Zic, bine, bunic, hai să scriu și un pomenic. Nu mai contează, de-a cui gata. Duminică a plecat de la biserică, s-a pus în rânduială sau vineri când a venit ea și în următoarele zile a făcut curat prin casă și a chemat toți copiii, a făcut masă, a vorbit cu dânsă și seara s-a culcat și a murit fără să o doar un deget, la 86 de ani. Deci, vedeți, ăștia sunt oamenii plăcuți lui Dumnezeu. Noi nu știm dacă ea peste 100 de ani sau peste 50 de ani o să aibă moaște. Dar știm cu un om care moare frumos și îl iubește pe Dumnezeu și se roagă lui Dumnezeu, are loc într-un singur loc, în rai. Deci asta trebuie să înțelegeți. Să nu credeți că sfinții trebuie neapărat să fie călugări, să nu credeți că sfinții trebuie să fie neapărat episcopi, să nu credeți că sfinții trebuie să fie neapărat preoți sau trebuie să fie neapărat teologi sau trebuie să fie academicieni sau trebuie să fie filozofi. Nu. Credința depășește toate filozofiile lumii. Puterea de a-L cunoaște pe Dumnezeu depășește toată știința pământului. Puterea de a fi cu Dumnezeu e mai mare decât toate titlurile care le poate lua un om academic. Și puterea de a rămâne cu Dumnezeu este actul suprem de care nu te mai desparte nimeni niciodată. De aceea spune Hristos, nimeni nu poate veni la mine de nu-L va trage Tatăl și pe care voi voi eu să îl descoper pe Tatăl, adică să ne arate calea unde trebuie să ajungem, ceea ce vă vorbeam eu de mistică. Și nimeni nu poate veni la mine singur, fără de mine nu puteți face nimic. Cel ce caută împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui, celelalte să adaugă lui de la sine. Că așa spune, căutați împărăția lui Dumnezeu și celelalte se vor adăuga vouă. V-am povestit lucrurile astea la început de an nou, pentru că sunteți o mână de oameni, văd așa vrednici și m-am bucurat că sunt și mulți bărbați astăzi în biserică și un lucru frumos, dacă sunt și Vasile să fie vrednici și sănătoși. Dar am vrut ca să aveți o idee generală despre modul cum Dumnezeu descoperă sfinții. Și ca să vedeți că în Vechiul Testament e același gen de sfințenie, nu altfel ca și până acum, în Doi Regi sau în Unu Regi, dacă citiți, niște oameni găsesc un mort, dau să-l îngroape, fac rapid o groapă, dau din niște oase acolo, nu au dat importanță. Cum facem și noi la cimitir? Ce faci? Pui într-un săculeț, torni vin, faci preot o slujbică și le pui la picioarele sicriule acolo. Ori fi alu străbunic, alu cui a fost mormântul. În momentul când au zvârlit mortul în groapă, ăla sare ca frip din groapă și spunea, am înviat. Erau oasele sfântului proroc Elisei. Deci, vedeți, nimeni nu știa că acelea sunt oase sfințite dătătoare de viață. Deci, asta este sfințenia. Când o să aveți un act nemai întâlnit, nemai văzut, bănuiesc că ați fost, asta trebuie voi să povestiți, nu avem noi de unde să știm. Bănuiesc că ai fost vreodată la Sfânta și ai trăit o stare care nu a trăit-o nimeni niciodată. Ei, ăla este un mic act de har și sfințenie. Dar trebuie să ți-l împropriezi cu smerenie, cu trăire, cu autenticitate, cu anumite lucrări duhovnicească și cu anumite decență. Dar ca să recunoști că ești pe calea cea bună, actele de sfințenie le trăiesc doar oamenii care sunt botezați, oamenii care sunt spovediți și împărtășiți, oamenii care sunt credincioși, care sunt familiști convinși, care sunt buni creștini, adică gospodari, oameni de tărie și de caracter în comunitatea de unde fac parte, și oameni care cred și se tem de Dumnezeu, dar nu ca de un criminal. Iartă-ți-mă la biserică, Dumnezeu este acum săturat. Nu. Să simți tu că ai nevoie de Dumnezeu în viața ta. Să simți tu că mergând la biserică, Dumnezeu îți dă har. Exact cum spun unii. Părinte, m-am obișnuit, vin din plăcere, sunt convins și îmi place și de asta vin la biserică. Nu-ți fie o obligație sau o aerisire. Vii că simți nevoia să fii cu Dumnezeu. Aceștia sunt oamenii care pot simți harul. Flecari de ăștia așa, bine, mai face Dumnezeu câte o minune și cu filozofii ăștia, când trântește câte un filozof de ăsta, din șireș îi dă drumul, când ajunge de pământ îl trezește de tot. Astea sunt mari taini, cum ar fi un
mă rog, un cioran, cum ar fi un ăsta, Kepler cu stelele și mulți alții care au rămas mișcați de toată lucrarea asta divină, de toată lucrarea asta spirituală a lumii, pentru că prima expresie a puterii Dumnezeu este asta, cerurile spun slava lui Dumnezeu și facerea mâinilor lui vestește tăria. Contemplația naturală este prima sursă pe care pe noi ne conectează în realitatea sfințeniei. Închipuiți-vă doar un lucru, un minut fără oxigen, un minut al planetei fără soare, un minut al planetei fără lumina solară, că noi spunem s-o făcut noaptea, da? Noaptea nu înseamnă întuneric. Înseamnă altceva, e noapte. Înseamnă noapte și zi. Noaptea lumina luminează mai puțin. Când e întuneric cu cel din afară, atunci ai ieșit din sfera lui Dumnezeu. Ești în tartarul de gheață. Închipuieți o clipă inima fără bătăi, închipuieți o clipă creierul fără înțelepciunea și inteligența, rațiunea divină și închipuieți o clipă buzele tale fără darul vorbirii, adică puterea de a ne exprima. Și să vezi cum fac demonizații. Gromal, le-ați văzut? Tind spre ceea ce de fapt noi vrem să facem. Viața porcului, viața câinului, viața maimuță, viața leului. Adică ne destrăbălăm în raport de neputințele firii. Ei, ăsta este marele dar divin. Că Dumnezeu a dat un logos fiecărei părți din noi și nu și-l ia. Cu mâna să lucrezi fapta bună să te hrănești, cu piciorul să umbli unde ai nevoie, cu ochiul să vezi, cu nasul să miroși, cu urechea să auzi, cu privirea să zărești, cu mintea să alegi. Ce-ar fi dacă o gospodină, în loc să pună în borș sare sau smântână sau piper, să duce și pune clor sau detergent sau motorină sau benzină? Deci nu te otrăvești? Deci acest har al discernere, această înțelepciune, a priceperea, cunoașterea, înțelegere și alegere, dacă ne-o ia Dumnezeu o clipă, noi am murit toți. Deci așa trebuie să vedem providența divină în viața oamenilor. Să nu-L privim pe Dumnezeu. Hai bă, tot atâta cu Dumnezeu ăsta. Vrea și post, vrea și înfrânare, vrea și curățenie, vrea și biserică și să te rogi, m-am săturat. Nu. Viața să-ți fie o rugăciune. Să fii politicos, să fii omenos, să fii blând, să fii de bun simț, să ai conștiință canonică, așa folosim noi termenul în biserică. Ce înseamnă conștiință canonică? Mă jicnești unul, trebuie să-i răspund înapoi cu două înjurături și trei sudalmi, nu. Bă, Dumnezeu să-ți ierte, ești slab la minte, mergi sănătos, nu te cobori tu la mintea lui. Asta înseamnă conștiință canonică. Dacă ăla te-a înjurat și tu îi răspunzi cu 10 înjurături, ești mai slab ca el. Vine unul și te fură. Tu îl poți ierta sau îți poți recupera paguba, dar tu simți nevoia să-l înfunzi. Ei, aici vezi, nu mai e conștiința canonică. Dacă ți-ai recuperat lucru pierdut și constați măcar că îi pare rău și ți-l o dat, taci, închizi ochii, mergi sănătos, judece-te Dumnezeu. Asta înseamnă să trăim în conștiință canonică. Cu asta închei, că v-am ținut mult. Faceți oamenilor ceea ce doriți să vă facă ei vouă și dați lui Dumnezeu ceea ce doriți El să ne dea nouă. Amin.